ziua și luați loc. Ședințe de clare deschise, conținând anumite mare cauze penale pe mine, Ireu și Pădeu, Ion, Cuteanule, și cu Constantin, Potocaru Vasile, cu Luciu Dumitru. Deci, vă fie rău, vă raportați prezența, participați la proces. La ședință s-au prezentat în ocupație Corpădel, Puteanu, Țuțu, Cojocaru, Coloniciu, ca vocații. Acestora aveți Doargă, Puteanu Vasile și Balah Alina, procurorul Sviatoslav Saviu. Rotar Dinis, este prezent partea Vătămată Matkovski Iurii, reprezentantul părții Vătămate Zadoinov Roman și avocat Boris Dari. Deci, pentru azi au fost preconizate lucrurile, acordat inculpațiilor, poftim. Trecem la procedura numărată, Eu mă consider nevinovat, am fost în legitimă apărare și rog să fiu achitat. Liniște, eu vă rog. Bună ziua, și m-am pornit un mod pașnic să sărbătoresc în timp mai. Și am fost atacat. Și ca să nu fiu împușcat de persoane din automobil Mercedes, am făcut o împușcătură în sus. Vă rog eu, liniște, vă rog, ca să vă scoatem din sală atunci. Eu înțeleg, emoțiile îi rețineți-le. Pentru a se calma spiritele persoanele care am pușcat. De aceea mă consider nevinovat și rog să fiu achitat. Am înțeles să fiu nevinovat. Ce-ți Constantin? Nu sunt de acord cu acuzațiile în adresa mea și rog să fiu achitat. Am înțeles. Mulțumesc. Cojocaru Vasile. La altă instanță, socot și cum prevede legea că nu sunt vinovat, deoarece acuzațiile care mi se aduc, nu, în legea privire la petiționare, este stipulat că timp 24 de ore, infracțiuni trebuie să fie înregistrate. Până la expirarea timpului 24 de ore, mai erau aproximativ 12 ore în care eu putem să înregistrez infracțiune. De ce declar? Rog ca să fiu achitat, pentru că doar cec mă sunt vinovat. Deci, ținând cont de complexitatea cauzei penale, instanța de judecată amână ultimul cuvânt al lui Coliciuc, Dumitru, și pronunțarea hotărârii care trebuie urmează să fie redactată și este un volum foarte mare de lucru, de ce amânăm examinarea cauzei pentru data, pronunțarea pentru data de 10 mai la orele 16. Și ne-a împușcat coptelul și a rămas băiatul mititel și trăinel fără tată. De ce ai făcut așa? N-ai putut să-i luci o mână, închisior? Nu o pui în pământ să putrezească, Costică. De ce ai făcut? De ce ne-ai făcut focul ăsta, durerea asta, Costică?